Un șoc al premierului Marcel Ciolacu în cadrul ședinței de guvern care a început în urmă cu scurtă vreme. Unele instituții ar putea fi desființate cu totul în urma scandalului Căminelor Groazei, care a dus de altfel și la remanierea forțată a guvernului. De asemenea, premierul i-a trasat măsuri clare noului ministru al muncii să suspende mai mulți capi ai agențiilor de plăți și inspectoratelor de muncă. Există o situație sincer de netolerat. Județe unde s-au găsit centre fără autorizație, centre care funcționau clandestin, toate sub ochii funcționarilor statului român. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în Arad, Giurgiu, Constanța, Maramureș, Hunedoara, Teleorman, Vrancea și București, mai ales în sectorul 1, toți șefii agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, celebrul AGPIS din aceste județe, plus șeful Agenției Municipale București, să fie urgent suspendați din funcție până la finalizarea anchetelor disciplinare. Câteodată erau condiții de evul mediu în aceste centre, în ceea ce privește condițiile de muncă. Din punctul meu de vedere, este clar că Inspecția Muncii nu și-a făcut datoria. Doamna ministru, vă cer să luați aceeași măsură în cazul șefului acestei instituții. Părerea mea că trebuie să fim mult mai curajoși și să începem să desființăm instituții cu totul care și-au dovedit incapacitatea. Și discutăm acum anunțul premierului Marcel Ciolacu cu senatorul USR Adrian Viner. Bună ziua, domnule Viner, vă mulțumim! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ce instituții credeți că ar putea fi desființate și cu ce efecte? Sunt 11 instituții care teoretic ar fi putut să controleze aceste centre. Au atribuții care le-ar fi permis să monitorizeze respectarea standardelor și a drepturilor omului acolo. Probabil se referă la AGPIS-uri, nu-mi dau seama, DSP-urile cred că nu pot fi desființate, cel mult descentralizate. Consiliul de monitorizare, care este instituția principală înființată în baza unei convenții internaționale, dar sunt convins că pot fi decuplate suprapunerile și atribuțiile acestor instituții și delimitată clar responsabilitatea pentru controlul acestor centre. Dar nici măcar asta nu cred că este problema. Ce ne spune acum premierul Ciolacu este faptul că a descoperit complicități instituționale la niște rețele mafiote. Ceea ce cred toți românii știu. Există această structură profundă de corupție instituțională tocmai din cauza politizării, tocmai din cauza numirilor politice a unor oameni acolo care nu au nici independență, nici autonomie de a funcționa, ci sunt în virtutea unui pix politic acolo. Și asta este o mare problemă. Dacă tot vorbim de profesionalizare și de parazitarea instituțională, hai să vorbim și de autonomia funcționarului public și de independența instituțiilor. Cred că asta ar fi trebuit să fie mesajul premierului Ciolacu. Să-i luăm pixul de pe oameni, să facem concursuri pe bune, să ocupăm aceste concursuri cu profesioniști și cu oameni care n-au dependență politice. Noi, USR-ul, am încercat în nenumărate rânduri să desființăm multe dintre instituțiile parazit care sunt parte a acestui stat obez care a devenit o problemă, nu mai generează de mult soluții. Nu vreau să trec în revistă câte legi au fost respinse în Parlament și cu votul domnului Ciolacu, care încercau să elimine academii, institute, instituții, tot felul de locuri de parcat, clientelă și sinecuri. Dacă e să intrăm în miezul problemei și ne cere domnul Ciolacu curaj, hai să avem curaj și să defrișăm, să zic, ecosistemul ăsta instituțional, care, iată, ne mirăm că are rețele infracționale care se simt ca acasă în ele. E evident că aceste lucruri s-au petrecut cu complicitatea oamenilor din instituții. Și atunci sunt suficiente măsurile luate, anunțate acum astăzi? Evident, de Marcel Ciolacu? Nu, cum vă spun. Trebuie depolitizate aceste instituții. Trebuie crescute standardele directorilor acestor instituții care să aibă strict
preocupare pentru menținerea menirii acestor instituții. Trebuie societatea civilă să fie parte a controalelor care se fac acolo. Nu poți să dai pe mâna unor funcționari publici, de multe ori numiți politici sau exclusiv politici, poate trebuie controale încrucișate dintr-un județ în altul, poate trebuie luate niște măsuri care să fie o garanție a faptului că de acum încolo măcar aceste instituții în care sunt semeni de ai noștri cu dizabilități sau vârstnici respectă standarde minimale în ceea ce privește sănătatea și drepturile lor. În ce stadiu? Schimbarea unui om pe care va fi numit politic de ministru muncii un alt om mâine, în locul aceluia, care va mulțumi probabil ani de zile pentru faptul că i-a dat oportunitatea să fie director de instituție. Cred că trebuie concursuri pe bune și cred că trebuie societatea civilă, ONG-urile, să fie parte a deciziei. ONG-urile care au experiență de zeci de ani în materia drepturilor omului. Cele pe care le-a eliminat, de exemplu, de la dreptul de a monitoriza ministrul Budăi, da? Centrul pentru Resurse Juridice. E o resursă foarte, foarte importantă pentru a fi o garanție a faptului că aceste instituții își vor face treaba. În ce stadiu se mai află, după părerea dumneavoastră, confruntarea din interiorul coaliției pe tema zilelor groaze, în condițiile în care PSD, știm, voia să cadă capete și de la PNL? Da, asta a fost un joc politic în care diluăm oroarea ce s-a petrecut acolo, încercând să spunem că peste tot e așa și toți suntem vinovați, da? Toți știau, inclusiv cei de la PNL, să zic, în loc să ne asumăm acolo unde lucrurile sunt, trec orice închipuire, depășesc orice închipuire, să ne asumăm politică, există și o culpă instituțională a felului în care noi promovăm oameni, numim oameni, a felului în care tolerăm aceste constituire, acestor clanuri până la urmă, pentru că sunt cumetrii și clanuri care creează un mediu în care se incubează aceste lucruri. Ele nu pot se arăta punctual cu mâna către un director. Acolo e un fel de a fi, un fel de a funcționa al lucrurilor. Eu, da, și se aruncă acum spre PNL, spre USR, spre toată lumea. E un fel de a pune că, de fapt, peste tot e la fel și toți suntem la fel. Deci, vina pe care o poartă cei care au perpetuat ani de zile acele abuzuri grozitoare de acolo. Domnule Vină, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe.